Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, ne îndreptăm astăzi atenția către o nouă carte a Bibliei, aflată de această dată într-o nouă secțiune, respectiv Noul Testament. Cartea pe care o vom studia este Evanghelia după Matei. Deși are numai 28 de capitole, este una din cărțile foarte importante ale Scripturii. De fapt, Geneza, al cărui studiu abia l-am încheiat, și Evanghelia după Matei sunt cărți cheie pentru înțelegerea Scripturii și voii lui Dumnezeu. Înainte de a ne lansa în studiul propriu-zis al cărții, doresc să privim puțin la perioada dintre cele două secțiuni majore ale scripturii, Vechiul Testament și Noul Testament. Este esențial să înțelegem ce s-a întâmplat în această perioadă pentru a putea înțelege mai apoi Noul Testament. Acum sunt mulți cei care numesc această perioadă de aproximativ 400 de ani ca fiind perioada de tăcere a lui Dumnezeu. Este foarte adevărat că în această perioadă, cuprinsă între zilele lui Neemia și Maleahi și vremea Domnului Isus, Dumnezeu nu a mai adresat niciun cuvânt omenirii. Nu știm de ce a procedat Dumnezeu așa. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu s-a retras în cerurile sale uitând cu totul de omenire. Este vorba, așa cum spuneam, numai de o tăcere. Adică El nu s-a mai adresat omenirii așa cum o făcuse până atunci prin intermediul prorocilor, după această perioadă foarte lungă de timp, într una din zile, îngerul Domnului vine la un preot pe nume Zaharia, care stătea lângă altarul Domnului la Ierusalim. Îngerul anunță nașterea lui Ioan Botezătorul. Acum, vedeți, Ioan Botezătorul venea să deschidă calea celui mai important personaj care avea să existe pe acest pământ. Vom vedea care este misiunea lui Ioan Botezătorul și cât de importantă este ea atunci când vom pătrunde mai adânc în Evanghelia după Matei. În schimb, în această perioadă de timp s-au întâmplat foarte multe lucruri, fiind foarte multe evenimente legate de istoria acestui popor, poporul evreu, și pe plan mondial chiar. Națiunea iudaică, cultura ei și societatea ei suferă transformări radicale. Sunt foarte multe instituții noi care se formează în această perioadă, instituții cu care ne vom întâlni în paginile Noului Testament. Așa cum spuneam, istoria mondială a făcut pași mari în acest interval dintre cele două Testamente. Vechiul Testament se încheie cu dominația Imperiului Medo-Persan. Egiptul era și el o putere care trebuia luată în considerare la acea vreme. Dar în această perioadă de 400 de ani, ambele națiuni au dispărut încet, încet de pe scena militară a lumii. Centrul puterii s-a mutat din estul lumii către vestul ei, din Asia în Europa. Mai întâi apare Grecia ca mare putere. La vremea despre care vorbește Noul Testament, puterea mondială era Roma, Câteva date istorice cred că pot să dea o perspectivă mult mai largă înțelegerii noastre în aceste aspecte. Doresc numai să menționez că ele sunt date relative, întrucât istoricii au păreri diferite cu privire la acuratețea lor. Oricum, diferențele nu sunt foarte mari, așa că pot fi luate în considerare. Astfel, în anul 480 înainte de Hristos, Xerxes Persanul îi învinge pe greci în bătălia de la Termopile, dar este curând înfrânda Salamis. În anul 330, înainte de Hristos, apare țapul de la Apus, descris de profetul Daniel în capitolul 8 al cărții sale. Acesta era Alexandru cel Mare. El a unit mai întâi forțele grecești și apoi a pornit ofensiva contra lumii întregi. Primii pe care îi învinge sunt persanii. În 332, înainte de Hristos, Alexandru cel Mare vizitează Ierusalimul. I-a fost prezentat atunci profeția lui Daniel care anunța apariția lui și de aceea cruță orașul. Ierusalimul a fost la acea dată printre foarte puținele cetăți cruțate de Alexandru. În 323, înainte de Hristos, Alexandru cel Mare moare pe când se afla în Persia, unde se pare că intenționa să mute curtea regală. Din acest moment, puterea mondială este împărțită între patru din generalii lui Alexandru. În 320 înainte de Hristos, Iudeea este anexată Egiptului de către Ptolemeu Soter. În anul 312 înainte de Hristos se formează regatul Seleuciei sau Siriei. Seleucius încearcă să anexeze Iudeea la acest regat, ceea ce face din Iudeea un element de dispută între Siria și Egipt. În anul 203 înainte de Hristos, Antioh cel Mare cucerește Ierusalimul, iar Iudeea intră sub influența Siriei. Anul 170 înainte de Hristos aduce una din petele negre din istoria Israelului. Antioh Epifanul cucerește Ierusalimul și pângărește templul de la Ierusalim. El este menționat de asemenea în profeția lui Daniel, în capitolul 8, versetul 9. Pentru acest lucru, el a fost numit în istorie și Nero al istoriei iudaice dar ocupația lui nu durează prea mult, pentru că în 166 înainte de Hristos, un preot din Iudeea, pe nume Matias, conduce o revoltă împotriva Siriei. Acesta este începutul perioadei Macabeilor. Este o perioadă caracterizată de mari suferințe pentru poporul evreu, dar și de foarte multe revolte. Iuda Macabeul, al cărui nume înseamnă Ciocan, este un popular lider care a organizat revolta iudaică. În anul 63 înainte de Hristos, Pompei, generalul roman, cucerește Ierusalimul și poporul evreu intră în felul acesta sub dominația unei noi puteri mondiale, Imperiul Roman. Ei rămân sub această dominație până în vremea Domnului Isus. În anul 40 înainte de Hristos, senatul roman îl numește pe Irod drept rege al iudeii. Familia din care provenea Irod și chiar el însuși era o familie caracterizată de mari vicii. Antigonus, ultimul din regii preoți, este ucis de Irod și se instalează ca rege în anul 37. În anul 31, înainte de Hristos, pe tronul Imperiului Roman urcă Cezar August, legendarul personaj. Este o perioadă de acalmie generală. Este o perioadă în care, în Iudeia, Irod începe reconstrucția templului de la Ierusalim. Această construcție a durat destul de mult, chiar și pe timpul Domnului Isus, lucrându-se încă la acest templu. În anul 4 înainte de Hristos, în opinia unor istorici, sau anul 7 înainte de Hristos, în opinia altora, se naște Domnul Isus Hristos. Toate aceste modificări istorice aduc și importante modificări în ceea ce privește viața socială și culturală a iudeii. După captivitatea babiloniană, poporul evreu se întoarce de la idolatrie către un fanatism religios, luptând pentru o sfințenie pe care o dădea legea. Legea devenise acum idolul lor. În ceea ce privește limba pe care o vorbeau, aramaica devenea tot mai prezentă, la fel ca și greaca, deși limba ebraică clasică se mai folosea încă în cadrul sinagogilor. Pentru că vorbim despre sinagogă, trebuie spus aici că aceasta se pare că a apărut în viața socială și spirituală a poporului evreu după întoarcerea din captivitate ca alternativă la templul care nu mai era funcțional în acea perioadă. Cu timpul, ea devine un centru al identității naționale a poporului evreu, indiferent de locul unde se afla în lume. De asemenea, în această perioadă se formează diferite grupuri politico-religioase care sunt menționate în Noul Testament, dar niciunde în Vechiul Testament. Astfel, avem grupul fariseilor. Era o grupare politico-religioasă care avea drept scop conservarea principiilor și valorilor iudaice care erau acum atacate de influențele străine tot mai prezente. Politica dusă de ei era de factură naționalistă și dezideratul lor principal era readucerea națiunii ebraice la standardul atins în timpul domniei lui David. Din punct de vedere teologic, ei ar fi astăzi considerați fundamentaliști, iar din punct de vedere politic, i am plasat la extrema dreaptă. O altă grupare era cea a saducheilor. Această grupare nu era atât de naționalistă și avea o orientare reformatoare. Orientarea socială a membrilor ei, foarte bogați în general, o făceau destul de populară printre evreii acelor timpuri. Relațiile lor cu farisei erau destul de slabe, ba chiar antagonice. Saduchei erau liberali în ceea ce privea teologia lor și nu credeau atât de mult în supranatural. Ei erau mult mai apropiați de curentele filozofice grecești, mai cu seamă epicureanismul, Idealul lor era atingerea unei vieți bune în care omul să aibă toate nevoile satisfăcute. Acesta este contextul în care acceptau și religia, doar că o necesitate a omului. Interesant este că sunt multe grupări de acest gen și în lumea modernă. O altă grupare era cea a cărturarilor. Aceștia erau interpreții profesioniști ai scripturii, iar originele lor se duceau până în perioada captivității babiloniene, pe vremea lui Ezra. Era o grupare fundamentalistă, preocupată în special de litera și nu de spiritul legii. Întâlnirea cu ei o avem încă de la nașterea Domnului Isus, când sunt întrebați de Irod unde trebuia să se nască Hristosul. Ei au știut imediat unde trebuia să se nască, dar nu arată niciun alt interes. Erau prea absorbiți de ceea ce făceau. Acum, dragul meu prieten, dacă studiul Bibliei nu produce nicio modificare în interesul tău pentru persoana Domnului Isus, ar trebui să reconsidere anumite lucruri. Chiar și scopul studiului nostru nu este altul decât acela de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, conștienți fiind că în felul acesta vom ajunge să trăim mai mult după voia Lui. Este important să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, dar este și mai important în măsura în care te ajute să-L cunoști mai mult pe El, autorul cuvântului. O a patra grupare o constituiau Irodiani. Aceștia erau și mai puțin interesați de religie decât saducheii. Erau, în marea lor majoritate, oportuniști politici, interesați de menținerea pe trona lui Rod, reprezentantul intereselor lor. Erau cunoscuți ca fiind de partea romanilor, care de altfel îl instalaseră pe Irod la conducere. Cam aceasta era culoarea politico-religioasă la acea vreme în Israel. În ceea ce privește activitatea literară, trebuie spus că în ciuda faptului că Dumnezeu nu mai adresase niciun cuvânt poporului evreu, nu a încetat să apară cărți cu caracter religios și istoric. În această perioadă, mai precis între anii 285 și 247 înainte de Hristos, în Alexandria, Vechiul Testament a fost tradus în limba greacă pentru marea mulțime de evrei care se stabiliseră în această parte a lumii și vorbeau limba greacă. Ea a fost tradusă de câte șase membri din fiecare dintre cele 12 seminții ale lui Israel și de aceea numele ei a fost Septuaginta. Aceasta era traducerea pe care se pare a folosit-o atât Pavel cât și Domnul Isus. De asemenea, cea mai mare parte a cărților apocrife a fost scrise în această perioadă. Cred că am mai spus la începutul studiului nostru că acestea sunt 14 cărți care nu au nicio urmă de inspirație divină. Printre ele pot fi numărate cartea Psaltirea lui Solomon sau cartea lui Enoch. Chiar dacă poartă numele a două importante personaje ale Bibliei, atât paternitatea lor este confuză, cum și inspirația de altfel. Deci, chiar dacă Dumnezeu a tăcut, oamenii au avut ce scrie. Oamenii vor avea mereu ce scrie, dar niciuna din scrierile lor nu va putea înlocui cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, chiar dacă Dumnezeu a tăcut, nu înseamnă că El a abandonat lumea. El a intervenit în istoria omenirii, pregătind venirea Fiului Său, Domnul nostru Isus Hristos. Poporul evreu, civilizația greacă, Imperiul Roman, mulțimile în fierbele ale Orientului, toate au fost o pregătire pentru venirea Fiului Lui Dumnezeu. Toate acestea alcătuiesc o scenă pe care Pavel a numit-o împlinirea vremurilor. Cele patru evanghelii au fost scrise pentru cele patru mari grupări ale acelor zile. Să vedem despre care este vorba. Mai întâi, Evanghelia după Matei a fost adresată națiunii Israel, în mod special oamenilor religioși ai vremii. O să revenim asupra ei puțin mai încolo. Evanghelia după Marcu este o Evanghelie scrisă în mod special pentru romani. Omul roman era un om de acțiune care credea că guvernul, legea și ordinea erau menite să controleze lumea. Sunt mulți oameni care cred la fel și astăzi. Este foarte adevărat că trebuie să fie lege și ordine în lume, dar romanii au înțeles destul de curând că aceste două nu sunt suficiente atunci când ai de a face cu o lume în care domnește păcatul. Următoarea evanghelie este cea scrisă de Luca. Luca era medic, iar stilul lui îngrijit este adresat lumii grecești. Evanghelia după Ioan este scrisă pentru credincioși, dar în mod indirect și pentru lumea Orientului, o lume iubitoare a misterelor. Această lume era însetată după o zi a izbăvirii. Lumea de astăzi este și ea însetată după o zi a izbăvirii. Lumea de astăzi caută salvarea în religie când ar trebui să o caute la o persoană, și aceea este Domnul Isus Hristos. De fapt, El este personajul central al Evanghelilor. El este purtătorul mesajului izbăvirii trimis de Dumnezeu. El este soluția izbăvirii noastre, Domnul Isus. Să vorbim acum puțin și despre scritorul primei Evanghelii, Evanghelia după Matei. Așa cum îi spune și numele, ea este scrisă de către Vameșul Matei, care la un moment dat devine ucenicul Domnului Isus. Istoricul Eusebius confirmă spusele lui Papias și altor părinți ai bisericii că această evanghelie a fost scrisă inițial în limba ebraică pentru oamenii religioși ai lui Israel. Desigur, dacă vreți, Matei nu este decât agentul pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a transmite cuvintele lui. De fapt, Dumnezeu a pregătit întreaga națiune pentru venirea Domnului Isus în această lume. El a ales să vină în națiunea ebraică și el însuși a spus, mântuirea vine de la iudei. În ceea ce privește cartea, trebuie menționată aici importanța ei în cadrul întregii Biblii. Evanghelia după Matei face o foarte bună legătură cu Vechiul Testament, datorită numeroaselor referiri la profețiile Vechiului Testament, mult mai mult decât o fac celelalte Evanghelii. Probabil că este și de așteptat să fie așa, deoarece a fost adresată evreilor și este cunoscută pasiunea acestora pentru Vechiul Testament. Dar, pe de altă parte, Evanghelia după Matei pătrunde în lumea Noului Testament chiar mai mult decât o fac celelalte Evanghelii de exemplu, nicio Evanghelie nu folosește numele de biserică în afară de Matei, de Evanghelia după Matei. Matei este cel care relatează cuvintele Domnului Isus pe această piatră, grecește Petra, voi zidi biserica mea. Chiar și Renan, scepticul francez, a spus despre această carte că este cea mai importantă carte a creștinătății. Venind de la el, trebuie să recunoaștem că este o afirmație remarcabilă. De fapt, Faptul în sine este remarcabil. Dintr-un varmeș corupt, Duhul lui Dumnezeu face o voce a sa care să transmită voia lui Dumnezeu pentru această lume. Evanghelia după Matei prezintă programul lui Dumnezeu. Împărăția cerurilor este o expresie caracteristică a acestei evanghelii. Ea apare de 30 de ori în această formă și de alte câteva ori în forme variate. Cuvântul împărăție apare și el aproximativ de 50 de ori în paginile ei. De aceea cred că pentru a avea o bună interpretare a acestei Evanghelii trebuie să înțelegem la ce se referă Matei prin aceste cuvinte. Un lucru pe care vreau să-l spun chiar acum este că împărăția cerurilor nu este în niciun caz biserica. Cu toate că biserica este cuprinsă în împărăție, ea nu este împărăția. O altă notă distinctă a acestei Evanghelii este interesul ei escatologic. Secțiunea de factură apocaliptică este foarte consistentă la Matei. Scopul scrierii lui Matei este acela de a arăta evenimentele majore din viața Domnului Isus, evenimente care constituie împlinirea profețiilor Vechiului Testament. În ceea ce privește organizarea materialului, această evanghelie le depășește pe toate celelalte prin structura ei deosebită. Ordinea este remarcabilă în această evanghelie. Materialul cuprinde trei mari discursuri, dar întreaga Evanghelie este organizată în cinci mari secțiuni, în care se realizează o alternare între cele trei mari secțiuni care cuprind învățăturile Domnului Isus și importante secțiuni narrative. Secțiunile care cuprind învățăturile Domnului Isus se termină de obicei cu o formulă similară. Când a sfârșit Isus de spus aceste cuvinte? Cineva a sugerat că această formulă structurală a fost chiar inspirată de cele cinci cărți ale legii. Dragi ascultători, o să vedem și mai multe lucruri interesante pe parcursul studiului acestei cărți, Evanghelia după Matei. Cred însă că ceea ce nu trebuie să pierdem din vedere este persoana Domnului Isus. El este acela care ocupă poziția principală, poziția centrală a cărții. Acțiunile lui, cuvintele lui, moartea și învierea lui, sunt toate mesaje pe care Dumnezeu ni le transmite pentru un singur lucru: să ne putem împăca cu el prin jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico.